Bună dimineața, București! Cu Alex Vinculescu și Andreea Bratu. Bună dimineața! A venit momentul pentru interviul dimineții, al doilea de astăzi, așa cum am anunțat. Mergem către lumea muzicală. Ni se alătură în această dimineață și îi spunem bună dimineața lui Jesse Baneș. Neața, Jesse, bine ai venit în matinalul București FM. Neața! Bună dimineața! Ce mai faci? Cum ești? Foarte bine, mulțumesc! Voi cum sunteți? Nu v-am văzut de foarte mult timp, mai exact de când am fost la Eurovision în 2018. Atunci am mai fost la voi la București FM cu piesa de atunci în emisiune și de atunci a trecut mult timp și nu ne-am mai văzut, de aceea am venit la voi cu noul meu single. O să-l și ascultăm, să știi, l-am pregătit, e acolo, se coace, tu l-ai copt, noi îl reîncălzim, dar e bun și așa, să știi, reîncălzit. Jesse, poți să ne spui și la mulți ani pentru mâine, 31 de ani împlinim, suntem în plină forță. La mulți ani, la mulți ani și la mulți ani înainte! Doamne ajută și tu să ai o carieră lungă în față. Păi uite, hai să-ți propun altceva pentru început, să nu trecem direct în subiectul piesei și al activității tale. Vreau să te întreb, unde e mai frumos, la Oradea sau la București? La Oradea, fără doar și poate. Pare rău să vă dezamăgesc. Nici nu se compară. Da, e un oraș foarte, foarte frumos. Un exemplu pentru care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Și să știi că de multe ori când spun lumii că sunt din Oradea, cei care n-au fost pe acolo se strâmbă, știi? E, din Oradea, da, ești din provincie, știi? Mai ales când ești la București. Dar păcat că nu ați fost la Oradea să vedeți ce frumos e. Nu știu, voi ați mai fost în ultimul timp? Nu am mai fost. Eu nu am fost niciodată și sunt din București, dar să știi că nu strâng niciodată din nas, pentru că am o mulțime de prieteni în Oradea și știu de la ei cât e de frumos orașul. Jesse, strâmbă din nas doar când vorbește cu mine, eu fiind tot din provincie. Mă rog, stau din Ploiești, da? Am buletin de București, m-am asimilat cu acest oraș de foarte multe ori, mai ales că am fost și facultatea aici, dar strâmbă din nas atunci. Acum cu tine niciun caz, pentru că ești din Oradea. Da? Deci vă invit să mergeți la Oradea să vedeți, nu se compară cu nimic ce este în țară. Pur și simplu zici că ai ajuns într-o altă lume când mergi în Oradea. Se simt foarte mult influențele din vest. Din vest. Orașului, da. Păi bun, am lămurit subiectul acesta. Eu mă retrag pentru a-i lăsa loc Andreei, care vrea să te întrebe câte ceva. Și eu am întrebările pregătite. Hai să trecem la treabă să vedem ce face artistul, dar și omul Jesse în momentul de față. Păi ce faci, mai luat întrebarea? Repet și eu întrebarea, Jesse, face artistul și omul în momentul de față? Nu, glumim acum, spuneai că nu ne-am mai văzut de prin 2018 și aș vrea să ne spui așa pe scurt ce ai mai făcut tu în ultimii ani și cum a fost anul ăsta de pandemie pentru tine ca artist și ca om, de ce nu? Da, exact. În ultimii ani am făcut muzică, pentru că asta iubesc să fac și asta îmi doresc să fac, bineînțeles. Am lansat mai multe piese de-a lungul timpului. Cel mai nou single este cel cu care am venit astăzi la voi în emisiune, care are o poveste foarte interesantă, pentru că s-a născut mai exact în timpul pandemiei. Când ia să vezi ce să faci în timpul pandemiei, că nu aveai ce să faci efectiv, stăteam și butonam YouTube-ul și am rămas prost surprinsă să văd că în locurile 1, 2 și 3 sau chiar mai mult din trending, ce se afla în timpul pandemiei? Da. Neplăcut pentru noi, doar manele, manele, efectiv am rămas, să nu spun, oripilată, pentru că efectiv popul nu se mai plasa niciunde, nimeni nu mai era în trending cu pop, dacă scoteai o manea, gata, acolo erai, primul. Ceea ce nu mi s-a părut în regulă și am zis, stai puțin, ce se întâmplă cu tot popul ăsta frumos pe care îl ascultăm noi și îl avem și putem să-l fructificăm? Și m-am enervat, sincer să vă zic, pentru că nu mi se părea deloc corect toată treaba asta. Așa că așa s-a născut noul meu single, Cum să te uit, în studiourile de Moga Music, unde acolo, împreună cu o echipă tânără de talentați compozitori, am reușit să aducem un plus popului, să spun așa. L-am combinat un pic cu house și cu dance, ca să încercăm să ne ridicăm la nivelul la care erau
manelele respective în timpul pandemiei, pentru că... De vizualizări, nu din punct de vedere al valorii, trebuie să specificăm lucrul ăsta. Când aveați cum să vă ridicați la nivelul valorilor, acolo nimeni, nici Metallica nu se poate ridica la nivelul lui, nu dau nume. Exact, este foarte urât și mă deranjează foarte mult subiectele care sunt, discutate, să zic, sau cântate în genul ăsta de piese, da? Este vorba mereu despre bani, despre valoare, despre case, despre femeia tratată ca obiect. Este foarte urât și până la urmă nu despre asta este viața. Asta am încercat să evidențiez în noul meu single, pentru că omul trebuie să fie, să primeze, să zic așa, da? Pentru că, ok, e minunat, putem asculta astfel de piese, să zicem, să ne schimbăm starea, mai ales că eram în pandemie și poate unii dintre noi eram, din punct de vedere mental, mai down, să zic așa. Poți asculta piese de genul, te mai, nu știu, mai ridică vibe-ul, dar la un moment dat îți dai seama, stai un pic, că viața nu e numai despre bogăție, despre mașini de lux, despre bolizi de lux, despre bani și așa mai departe. Omul este cel despre care trebuie să vorbim și ce simte el, prin ce stări trece. Nu mai era pus, știți, omul nu mai era pus în prim plan cu... Cine nu trece printr-o despărțire, da? Practic eu despre asta am vorbit în noul meu single. Cine nu trece? Toată lumea trece, dar n-aveam ce să ascultăm efectiv. Dacă eu treceam printr-o despărțire și vreau să mă, nu știu, să-mi alin suferința, n-aveam ce să ascult. Că toată lumea era pe party și distracție și voie bună și eu eram gen ok și eu ce fac? Caut piese mai vechi, că n-am ce să fac, că nimeni nu mai scrie despre asta. Da. Păi nu mai scrii, știi de ce? Ți îndrepți atenția către lucrurile care contează cu adevărat. Bani, valoare, dușmani, nu ce mai înseamnă despărțire în ziua de azi. Te uiți așa către ce contează, nu? Da, dar din păcate pentru unii. Nu asta ce contează și ar trebui să ne corect, întoarcem corect. Cu picioarele pe pământ, pentru că am escaladat un pic prea mult, dacă înțelegeți ce vreau să zic, și nu e despre asta viața. Cel puțin eu la concluzia asta am ajuns. Dacă e cineva care vrea să mă corecteze, să zic așa, eu las să o facă, să-mi trimită un mesaj și să mă convingă, dar nu cred că o să-mi schimb părerea. Cum? Niciun caz. Lasă, rămâi la părerea ta, că e părerea cea bună și corectă. Cum a fost din punct de vedere al artistului Jesse perioada asta de pandemie? Ai apelat la online? Ai avut în vedere, nu știu, producții hibrid? Ce se întâmplă? Practic, ești un artist tânăr, chiar dacă ai experiență, și din partea ta au venit multe proiecte și la Eurovision și la show-urile de talente. Dar ce a însemnat pentru tine perioada asta? Nu te-a descurajat un pic? Ba, să știi că m-a descurajat și în continuare pot să zic că sunt un pic speriată de tot ce se întâmplă, pentru că parcă nu vor să ne dea drumul la concerte și la evenimente și la tot ce însemna treaba asta, dar să știi că am observat așa o atitudine tare greșită din punctul meu de vedere între artiști. Auzeam mulți că, gata, nu mai avem concerte, nu mai fac eu muzică, de ce să mai fac muzică? Cum adică? Păi, dar tu ești artist pentru că ai concerte și practic de acolo îți vin banii, sau ești artist pentru că asta îți place să faci și asta îți dorești să faci, să ții publicul aproape, să-i ții mereu antrenat, să vadă că lansezi, că faci. Într-adevăr a fost o perioadă mai grea din punct de vedere financiar și este în continuare pentru noi artiștii. Eu cred că am fost loviți din plin, efectiv, dar nu se poate să... gata, nu mai fac bani din concerte, ce să mai lansez? Eu sunt convins că nu te-ai apucat de muzică pentru a face bani. Făceai IT sau, nu știu, activai în alt domeniu. În general, nu se trăiește din... Da. N-am înțeles atitudinea asta. Foarte greșită a artiștilor. Eu nu am abordat această atitudine asupra situației în care suntem. Și am continuat să lansez. Într-adevăr, mai greu. Adică am reușit să scot o piesă și cu aia m-am chinuit, m-am zbătut, am încercat să mai fentez, să nu fac totuși un clip mai așa de scump cum făceam, sau mai știu eu ce. Se pot găsi alternative, degeaba. Se pot găsi alternative dacă îți dorești. Și mie mi se pare foarte important ca în perioada asta să ții publicul aproape, pentru că mai ales acum. Dar dacă te gândești doar din punct de vedere financiar, evident, o să te gândești că nu mai avem concerte și gata, nu mai fac muzică. Mă întorc când o să ne fie bine. Nu există așa ceva. Dacă vrei, poți. Aici sunt eu exemplu.
Da. Ia vezi atitudine pozitivă, optimism aici, Alex, cât pentru amândoi la un loc. Da, nu, înțeleg perfect și eu, nefiind artist, aș fi făcut același lucru, aș fi folosit prilejul ăsta să stau în studio, să vin cu o producție wow, să lansez chestiuni interesante, adică să mă reinventez dacă eram plictisit de mine. E un bun prilej. Exact, de-aia am făcut și ce vă spuneam, cu noul meu single, un fusion între pop și house și dance. Tot timpul trebuie să vii cu ceva nou, altfel lumea va asculta ce este în trending. 1, 2, 3, v-am zis eu povestea la început. Da, apropo de trending, să știi că eram curioasă acum că tot ai menționat, am deschis și eu YouTube-ul, m-am uitat. Din păcate să știi că nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Mergem în aceeași zonă cu primele trei piese din trending. Aia e, poate ușor, ușor ne mai destupăm. Da, este dureros, sincer, ce se întâmplă, pentru că avem atâtea genuri de ascultat. Eu sunt artistă, nu pot să zic că nu ascult și genul ăla, pentru că ar fi greșit să zic, gata, eu ascult numai pop, la revedere, nu mă interesează. Trebuie ca artist să ascult tot ce este în piață. Dacă vezi că tot timpul în topuri sunt exact aceleași chestii, îți pui niște semne de întrebare și îți dai seama că ceva nu e, efectiv nu e în regulă, nu e regulă până la urmă. Da, n-avem ce să facem decât să încercăm noi artiștii de muzică pop, nu zic că eu am venit acum și am revoluționat muzica pop, nu. Dar încerc să fac și eu, pentru că știi cum e, puțin cu puțin tot reușim să mutăm un munte din loc. Sper ca să mi se aleg și colegii de breaslă, deși, nu știu, vom vedea ce va fi. Eu sper să fiu așa, știi tu, pietricica aia mică care face un pic de val. De val sau aprinde focul, nu știu. Eu chiar îmi doresc foarte mult să se schimbe lucrurile. Nu mi se pare deloc ok ce se întâmplă acum în industrie. Poate se vor mai schimba între timp. Apropo de industrie, ușor, ușor, din câte am observat, se mai dezmorțesc un pic lucrurile. Sunt anunțate fel și fel de concerte, de festivaluri. Pentru tine cum merg lucrurile pe partea asta? Ai pregătit ceva în perioada următoare la capitolul concerte? Să știi că nu, n-am vrut să mă avânt. Într-adevăr, se pot face tot felul de, nu știu, să încerci pe online, să faci concerte și așa mai departe. M-am uitat la colegii mei de breaslă, mai mari, bineînțeles, care am văzut că nu prea au reușit să facă multe pe partea asta cu concertele online și cu ca să intri să plătești și așa mai departe. Nu mi se pare o idee bună și având în vedere că eu sunt puțin mai mică decât ei, nu știu dacă ar avea rost. Aștept să înceapă concertele, pentru că, să fim serioși, trebuie să se întâmple odată. Haideți să fim serioși, nu putem să rămânem tot așa. Da, se vor găsi niște soluții, nu doar pentru cei care evoluează în industria muzicală, ci și pentru cei din cinematografie, teatră și așa mai departe. Bun, aș vrea să facem trecerea ușor-ușor către piesă, Cum să te uit. Mai fă-ne așa un rezumat pe scurt a ceea ce înseamnă piesa asta pentru tine, de unde și până unde denumirea, cu cine ai colaborat și promitem că o și ascultăm, desigur, e pregătit aici în playlist. Da, abia aștept. Cum să te uiți, a luat naștere în studiourile de Moga Music, cum v-am spus, pe perioada pandemiei, cum tot v-am mai spus, așa, și este un omagiu, să zic așa, adus sentimentelor pe care le trăiești în momentul în care te desparți de o persoană, să zic așa. Da, pentru că toți am trecut printr-o despărțire. Într-adevăr, e greu să uiți persoana respectivă și până la urmă nu trebuie să uiți o persoană alături de care ai trăit momente frumoase. Cu bune și cu rele până la urmă, ți-asumi și chestiunea asta. Ți-asumi și chestia asta, pentru că atunci când începi trebuie să te gândești că lucrurile au o finalitate la un moment dat, că și noi ca oameni, da, la un moment dat, din păcate, murim, că asta este. Nu zic, sunt și povești fericite de dragoste, foarte bine, mă bucur sau de asta, dar sunt și povești mai triste. Trăiești, da? O poveste fericită de dragoste în momentul de față? Eu, da, trăiesc o poveste fericită de dragoste care sper să nu se termine niciodată, bineînțeles, pentru că, da. Bun, nu și mai... ce frumos! Nu mai insist, nu-mi place să intru în amănunte picante, deci îți doresc să nu mai apară o piesă de genul Cum să te uit. Dar n-am zis niciodată că piesa asta a fost scrisă pentru că eu poate treceam printr-o perioadă grea. Nu. Eu m-am gândit, într-adevăr, am trecut și eu prin perioade de genul, dar nu în timpul pandemiei. Asta a fost așa, o amintire. Dar uite, oamenii care
chiar nu se regăsesc, să zic, deși n-aș crede în subiectul pe care l-am abordat în piesă, poate să se gândească, de exemplu, uite, cum să uite această perioadă de pandemie. Eu la asta m-am gândit când am scris piesa. Și foarte bine ai făcut. Păi hai să trecem împreună de pandemie și cu ajutorul muzicii și cu ajutorul tău. Poate reușim să schimbăm acel top din, de pe YouTube. Îți urăm multă baftă, să fii sănătoasă. Pe aici, pe la București, baftă. Mai vii? Da, eu m-am mutat la București. La București. A, ești la București. Mi s-a părut după magnetofonul din spate că ești la București, dar am zis să te întreb o dată. Bun. Și abia aștept să vin la voi în studio când se mai liniștește treaba. Cu siguranță, atunci când va reuși să ajungă și Andreea Bratu alături de mine în studio, sau invers, pentru că noi facem switch-ul o săptămână cu o săptămână, atunci va fi momentul când și artiștii vor reveni aici la cu ușile deschise, vă primim pe toți. Jesse, ai grijă de tine, spor la treabă în continuare, ținem legătura și, bineînțeles, în încheierea interviului și a matinalului de astăzi, ascultăm și piesa ta, Cum să te uit. Noi nu te uităm, ținem legătura, te pupăm și ți urăm toate bune, un weekend frumos. Mulțumesc, la fel, vă pup. Te pupăm și ai grijă de tine.